La Vama Calafat, acolo unde s-au format cozi kilometrice de mașini cu turiști, dar și cu tiruri pline cu marfă. Situația a fost generată de oprirea bacului de la Vama Bechet, iar traficul a fost redirecționat către Calafat. Turiștii aflați în drum spre Bulgaria și Grecia au fost nevoiți să aștepte ore în șir ca să poată ieși din țară. Vacanța a început cu nervi și iritare pentru zeci de români care au așteptat concediile în Grecia și Bulgaria cu nerăbdare. Oamenii au fost nevoiți să îndure ore întregi, la cozi kilometrice în soare, pentru a reuși să iasă din țară pe la punctul de trecere Calafat. Poliția de frontieră a redirecționat traficul către Calafat după ce activitatea bacului de la Vama Bechet a fost sistată. Coada formată din tiruri s-a întins pe numai puțin de 10 km, iar cea formată din mașini de mici dimensiuni pe 3-4 km. De unde veniți? Unde vă duceți? Unde? La Calafat. De cât timp stați aici la coadă? O oră. Dar nu stai normal. Trebuie de depășit, alții depășit și nu sunt copii. Dar la voi ce am mergem în Grecia? Se pare că poliția rutieră nu face treaba deloc. Sunt mașini care depășesc. E triplăm, practic, și se blochează drumul. A sunat și la 1-2, ne-a zis că asta e situația. Vă așteptați la situația asta, atâta aglomerație? Ne așteptam să-și facă treaba poliția. Dacă își făcea treaba poliția, atunci traficul era prioritizat. Și cât a stat acum trafic? Am o oră de cât stau aici. Câți kilometri ați parcurs într-o oră? Are, kilometri, 10 sute de metri, de la bazarea până aici, 10 kilometri.